Și să-l văd pe ăla, vreau să-l văd și eu pe ăla. Nu, 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 țineți-vă un pic ideea, domnilor. Discutăm cu fostul oficial al celor de la FCSB, Narcis Răducan. Bună seara, Narcis. Bună seara, Cosin. Ce faci? Bine, m-am uitat și eu la meci și... Ce impresii ți-au lăsat, ți-a lăsat meciul? Păi, să știi că, deși s-au marcat multe goluri, nu mi-a plăcut foarte mult. Destul de închis, poate... marcate ambele echipe de miză, că deja se joacă cu miză, fiecare punct contează. Sunt două echipe preocupate de fotbal de regulă, dar meciul ăsta parcă au jucat așa, cu o teamă să nu piardă cele trei puncte, da, da, și atunci n-a ieșit un meci spectaculos. Cred că e echitabil scorul. Da. Dar sigur că cu două stări de spirit diferite, adică era destul de limpede să te uiți pe cele două bănci de rezerve. Dacă cei de la Botoșan se pupau între ei, erau mulțumiți de egal, dincolo nu era nicio bucurie, pentru că punctul este semi-eșec. Nu mai vorbesc de contextul, eu știu, declarațiilor, ultimilor declarații a patronului, care nu mai accepta pași greșiți. Da, dar totuși antrenorul a fost mulțumit, a spus că e un câștig meciul ăsta și că e un semnal bun pentru viitor, cam așa, nu, Claudiu? Așa a spus Vintilă după meci. Păi, Vintilă, după majoritatea meciului, a dat o notă pozitivă și poate nu e rău, dacă nu depășești o graniță să exagerezi, nu e rău că scoți lucrurile bune. Problema e că se joacă pe puncte și dacă CFR câștigă, atunci se distanțează. Echipa a arătat atitudine, adică eu n-am văzut jucători care, să zicem, nu sunt preocupați să alerge, nu sunt disciplinați tactic, dar nu e de ajuns. Când joci pentru titlu, trebuie să câștigi, că să iei titlul, adică e simplu, relativ simplu și foarte pragmatic, adică nu... Avem un exemplu, Dan Petrescu și CFR Cluj. Și aveam un exemplu, FCSB cu Narcis Răducan, nu vreau să te perii, Doamne ferește, cu Narcis Răducan la timon, 10 victorii, pleacă Narcis Răducan, începe de bandada. Există vreo legătură între lucrurile astea? Păi ce să zic, că nu pot să zic dacă există vreo legătură sau nu există legătură. Eu atâta timp cât am fost solicitat, am încercat rapid, cu ajutorul, bineînțeles, colegilor, colaboratorilor, să identificăm problemele și să repunem echipa pe traseul normal, ceea ce s-a întâmplat și a fost o perioadă foarte bună. Și după ce ai plecat tu de la echipă, a urmat prăbușirea. E adevărat ce spui. Știu. Și... e adevărat, dar trebuie să recunoaștem că play-off-ul e un pic mai greu decât un sezon regulat, dar în situația în care era echipa, sigur că n-a fost simplu deloc. Dar mi este dificil să comentez eu, pentru că sunt subiectiv și ar trebui să mă laud. Lucrurile astea, e adevărat, rămân în urmă, dar e foarte greu. Nu văd unde e problema. Dacă te lauzi, chiar nu văd unde e problema. Nu mai e frumos să ne lauzăm. E bine să ne lauze suporterii, e bine să vorbească rezultatele pentru noi. Într-un mediu restrâns, așa mai facem câte o glumă, dar mă întâlnesc și într-un spațiu public, încerc să tratez cu seriozitate, pentru că asta vreau să spun. Trebuie să recunosc că sunt totuși diferite competițiile, dacă se poate spune așa. Pentru că în play-off este o competiție a detaliilor. Dacă în prima parte a sezonului mai pot fi scăpări și lucrurile se îndreaptă, unele și din inerție, unele cu alte mijloace, bineînțeles, fotbalistice, în play-off trebuie să fie un tot. Adică nu ai voie să greșești. Antrenorul trebuie să antreneze foarte bine, trebuie să fie o conexiune directă și foarte eficientă între el și echipă. Trebuie să funcționeze tot, adică pentru că toate echipele sunt la un nivel asemănător și fiecare își trebuie să plătește. De aceea FCSB n-a câștigat de 4 ani campionatul, da? Pentru că chiar dacă au o valoare ridicată a locului, chiar dacă beneficiază de cele mai bune condiții, în momentul când mergi la detalii, la o schimbare, la un oponent foarte bun, în cazul de față, nu știu, să zicem CFR Cluj, adică un antrenor foarte bun, acolo expertiza face diferența și aici sunt sigur că e punctul vulnerabil. Cât crezi că mai are răbdare patronul cu antrenorul? Este imprevizibil. N-aș fi niciodată să dea afară antrenorul, mai ales că e același antrenor care a câștigat pe linie întreaga toamnă. Dar fotbalul e pe rezultate și, repede, dacă nu ești interior, mă hazardez să dau verdicte. Sunt și eu curios să văd care este reacția dânsului, dar
Din păcate, echipa a ieșit foarte rău din iarnă, din cantonament. Vorba bine iarnă, că numai iarnă se numește asta, dar vorbesc fotbalistic. Au ieșit rău din cantonament și lucrurile astea lasă urme în clasament. În fiecare meci, fiecare săptămână ai meciuri foarte grele în play-off și va fi foarte greu să refacă terenul față de CFR Cluj. Dacă ai fi fost întrebat când erai în club, domnule Miron e de noi, trebuie să-l aducem și se făcea un vot al conducătorilor clubului, ce ai fi spus, da sau nu? Păi, în primul rând, Miron, am lucrat cu el la Oțelul Galați și am lucrat foarte bine cu el. Da. Dacă îl compar pe Miron cu ceilalți fundași centrali din lot, eu zic că este foarte bun. Dacă îl compar pe Miron cu posibilitățile clubului FCSB financiare, cred că erau și soluții mai bune. Dar în condițiile în care FCSB folosește de foarte multe ori jucători de pe alte posturi, pe postul respectiv, adică Soiledis, Redel, cu Miron este peste ei în poziția asta. Deci depinde ce vrei. Normal, când ai un jucător reprofilat, Miron este mult mai bun. Dacă vrei să ai o performanță foarte mare, iei un jucător de echipă națională. Pentru că Miron este deocamdată în creștere și încă n-a ajuns la performanțele de atragere. Care creștere acum, glumind un pic, totuși narcis. Fără a fi lipsit de respect față de el, da? De la 25 de ani până la 28 de ani au ajuns la echipa națională. Nu că e tânăr, că tânăr nu mai e. Da. Dar valoric vorbind, poate fi în creștere. Cum e și Bordeanu de la CFR, cine știa de el acum 2-3 ani? Nu e re de la FCSB. Vreau să te întreb încă o singură chestie, vreau să te mai întreb. Mai ales. Cum crezi că îi face lui Petre a doua schimbare la pauză în două meciuri pentru echipa? Cum îi va prinde chestia asta lui? Cum se va... Cred că Ilie Dumitescu a abordat foarte bine subiectul ăsta. În condițiile în care ai câțiva jucători, să zicem, locomotiv, așa, pentru echipă, este bine să îi protejezi într-un fel și nu e vorba doar de o protecție așa, să te pui bine cu ei. Efectiv, jucătorii de valoare pot avea momente care să-i scoată dintr-o anumită letargie. Ne aducem aminte chiar de Ilie, că el a abordat subiectul. Ilie Dumitrescu, dacă era antrenat din natural, care nu avea valoare, poate după primele meciuri la campionatul mondial din 94 era schimbat sau nu mai era introdus. Cui Ordonescu a avut încredere în el și a făcut meciul vieții atunci când avea mai mare nevoie în meciul cu Argentina. Da. Cam așa se întâmplă. Eu mi-aduc aminte că greșeala asta s-a întâmplat și cu Budescu. Era foarte iritat că era schimbat Budescu și s-a pierdut până la urmă campionatul. Nici eu nu sunt de acord, dar e greu să comentez niște decizii atunci când vine vorba de schimbări la pauză de una, două schimbări. Acolo nici n-am ce să discut. Adică acolo am înțeles foarte clar care este situația și cine dorește să lucreze acolo respectă o anumit regulament de ordine interioară. dar nu scrie în asta în regulamentul de ordine interioară că l-am văzut. Vei fi schimbat la pauză. Noroc că nu era Mircea Sandu. E ăla neoficial. Sunt niște reguli interne pe care și le asumă toată lumea. Da. Cine ajunge acolo, da. Nescrise. Se supune unui anumit tratament. Ai și beneficii, dar ai și lucruri care nu-ți convin.